9 iulie este data la care formația de Liga a 3-a, Aromușelul Câmpulung, s-a reunit pentru începerea pregătirii noului sezon. La prima ședință de pregătire au fost prezenți 29 de jucători, parte dintre ei evoluând și în sezonul precedent pentru formația mușelană. Antrenorul Ovidiu Tică, reconfirmat pe funcție, a primit întăriri. Pentru funcția de președinte executiv sau team manager a fost prezentat Cristi Vlad, fostul jucător de la Petrolul Ploiești, FC Argeș, Oțelul Galați sau Dinamo. Acesta le-a explicat tinerilor jucători de la Aro care sunt principiile sale și ce așteptări are de la ei. Am o experiență, zic eu, destul de bună pentru cineva care lucrează în domeniu. Am debutat în 95, deci la anul fac 30 de ani de când sunt în domeniul ăsta și am cunoscut o grămadă de oameni din lumea fotbalului. Am jucat cu o grămadă de oameni cu care sunt în continuare prieteni, am jucat, am avut selecții la locul național. Adică vreau să știți că vorbesc cu un om care are o experiență destul de îndelungată la toate nivelurile fotbalului. De asemenea, a fost cooptat în echipa tehnică și un preparator fizic în persoana lui Robert Panduru, care la rândul său a prezentat succint care sunt îmbunătățirile pe care va încerca să le aducă în evoluția tinerilor fotbaliști care vor rămâne la echipă pentru că urmează o perioadă de triere pentru cei nou veniți. După această parte introductivă s-a trecut la prima ședință de pregătire, iar principalul de pe banca tehnică a declarat care sunt obiectivele echipei pentru cel de-al doilea an în Liga a treia. Prima zi de antrenament, după cum ați văzut la nivelul conducerii tehnice și administrative, avem nume noi. De ceea ce înseamnă președinte executiv, team manager, nu știu cum vreți să-l numiți, tot ce înseamnă clubul Aro, de astăzi se va ocupa Cristi Vlad, iar alături de mine în staful tehnic va face parte Robert Panduru. Suntem într-o perioadă în care vom testa mai mulți jucători, da? În care vom analiza, vom lua decizii și ușor, ușor, normal, trebuie să formăm acea echipă competitivă și să nu mai întâmpinăm problemele pe care le-am avut anul trecut. Obiectivul nostru va fi unul clar, primele patru, atingerea, practic, a play-off-ului la finalul campionatului regulat. Normal, urmează o perioadă mai grea pentru fotbaliști, ceea ce înseamnă o pregătire fizică cu acumulare și ușor, ușor, prin jocurile amicale și jocurile oficiale din Cupa României care vor urma, vom intra în linie dreaptă. La finalul sezonului v-ați despărțit de un grup mare de jucători. Logic e ca iubitorii fotbalului să se aștepte să puneți în loc. E adevărat, sunt mai mulți jucători la momentul ăsta care fac parte din echipă. Vom analiza în săptămânile care vor urma și vom lua deciziile cele mai bune împreună cu staff, împreună cu conducerea administrativă. E o dată în care vedem primul meci? Primul joc de verificare practic va fi pe data de 20 la Dragoslavele, 20 luna aceasta, cu Under-ul 19 de la FC Argeș. Practic tot calendarul de jocuri de pregătire a fost stabilit. Probabil vor urma sau va fi o anumite modificări în funcție de parcursul în Cupa României. Ne dorim totodată în apropiere sau cu 3 săptămâni înainte să înceapă campionatul să facem și o pregătire centralizată unde să punem absolut toate punctele, să ne atingem toate obiectivele. Până la startul noului sezon, programat pentru data de 31 august, Aromușelul Câmpulung are programate mai multe jocuri de verificare. Primul dintre acestea în compania echipei de Under 19 de la FC Argeș, pe 20 iulie, la Dragoslavele. Primul joc oficial din noul sezon pentru formația pregătită de Ovidiu Tică va fi în turul întâi din Cupa României, pe 31 iulie, adversara urmând să fie decisă în finala pe regiuni a competiției knockout-urilor.